băieții au verificat ce au făcut fetele cât au stat la ei în casă, dacă le-au aranjat hainele. Am văzut că au ieșit afară la țigară, la cafea, Ștefan era la țigară, apoi l-am văzut și pe Cristian, era acolo și Vlad. Am văzut că Liviu și Valentin și-au pus să mănânce, și-au prăjit cartofi cu murături și s-au așezat la masă. După ce au terminat cei doi să mănânce, Valentin spăla vasele și Ștefan se așezase pe canapea în living, iar Valentin glumea pe seama amenzilor luate în casa fetelor. Ștefan și Adriana au luat amendă că au vorbit în timp ce schimbau lavalierele și acum Valentin glumea imitând-o pe Maria, care se lua de Adriana și zicea: Adriana, ai vorbit cu iubitul meu? Și apoi tot pe Maria o imita și spunea: Ștefan, ce ai vorbit cu Adriana?